seara! Bună seara! Voi ați auzit de fabule? Știți ce este o fabulă? Da. Ce este? Exact, este o poveste care are o morală, care te învață ceva, da? Și astăzi vă citesc Iepurele și Țestoasa. Când fiecare dimineață, doamna Țestoasă ieși la plimbare prin pădure. La un moment dat, se întâlni cu domnul Iepure, care discuta cu prietenii la umbra unui copac. Bună ziua, doamnă neîndemânatică, adică doamnă Țestoasă, spuse iepurele pus pe glume. Bună ziua tuturor, răspunse Țestoasa. Trebuie să vă spun, domnule, că sunt mai lentă, dar nu sunt neîndemânatică. Deși te crezi cel mai rapid, pun pariu pe ce vrei că sunt capabilă să câștig un concurs de alergări cu dumneata. Da, 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 după ce că e înceată, acum și-a pierdut și mințile, spuse iepurele printre hohote de râs. Toți râsere cu iepurele, iar doamna Țestoasă nu băgă în seamă bătaia de joc și repetă. Accepți pariul sau nu? N-am ce face, accept. Mâine-i duminică, așa că te aștept de dimineață pe deal. Vom porni de acolo. Cine reușește să facă înconjurul pădurii și ajunge primul la linia de sosire, va câștiga cursa, dar și pariul. De acord, răspunse Țestoasa sigură pe ea. În ziua următoare, toate animalele pădurii se adunară să vadă spectacolul. Bufnița se oferi să dea startul. Cum dăm startul la un concurs? Pe locuri? Pe locuri, fiți gata, start! Țestoasa mergea puțin mai repejor decât o făcea în mod obișnuit, că doar își propusese să câștige. Iepurele rămase de vorbă cu prietenii lui sub un copac. Ce cursă plictisitoare, spuse el scărpinându-se după ureche. Dați-mi ceva de mâncat și de băut înainte să încep prostia asta de cursă. Urecheatul bău și mânca atât de mult încât i se făcu somn. Așa că se întinse la umbra unui copac și ce pui de somn a mai tras. În acest timp, Țestoasa nu pierduse nicio clipă. Ea înaintase puțin câte puțin prin pădure, fiind aplaudată de către privitori. Hai, hai, ești aproape de final, strigau animalele. Când doamna Țestoasă mai avea 100 de metri până la linia de sosire, domnul iepure fu trezit de către prietenii lui. Trezește-te și fugi, zboară, Țestoasa e aproape de linia de final. Dacă nu te grăbești, va câștiga. Deși iepurele alergă cât putu de repede, tot nu reuși să câștige cursa. Distanța dintre ei se mărise considerabil în timpul în care el zăcuse sub copac. După ce termină cursa, doamna Țestoasă întrebă: ce mai zici, domnule iepure? Spune-mi, la ce ți-au servit aceste picioare lungi dacă ai capul așa de mic? Ține minte că în această viață, departe nu ajunge cel ce fuge mai repede, ci acela care e mai ambițios. V-a plăcut? Ce am învățat din fabula asta? Uite câte proverbe am putea să asociem. Lauda de sine nu miroase bine. Cine se scoală de dimineață, departe ajunge.